Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți, deschise în cadrul campaniei Pierdere și transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Astăzi este alături de noi Alexandru Bușilă, psihoterapeut, cortul terapeutic, și vom vorbi pe marginea unei cărți superbe publicată în colecția junghiană a editurii Herald, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, o carte scrisă de Verena Cast și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Pierdere și transformare. Aș începe discuția noastră de la, cumva ajungând, bineînțeles, și să exemplificăm fazele doliului și travaliul de doliu. Aș face cumva sau m-aș restrânge cumva la criza pe care noi o traversăm, pentru că, iată, în perioada aceasta, cel puțin de un an de zile încoace, am asistat la foarte multe pierderi. Mulți oameni au pierdut mai mult decât în alte perioade ale, să spunem, aș spune ale umanității, pentru că am avut noi parte și de războaie, unde au murit mult mai mulți oameni. Dar cel puțin, nu știu, în ultimii 30-40 de ani, 3-4 decenii, iată ce s-a întâmplat de un an de zile încoace. Și aici avem, putem vorbi și despre pierderi la nivel profesional. Statut socioprofesional, job. Vorbim despre pierderi la nivel financiar, s-au închis firme. La nivel material, vorbim despre pierderi poate la nivelul relației de cuplu sau al intimității, s-a pierdut intimitatea vieții de cuplu. Vorbim poate că și de un soi de degradare sau de deteriorare a relației cu proprii copii. Iată provocarea de a sta toată ziua cu partenerul de cuplu și cu copiii. Am pierdut vacanțe, am pierdut călătorii. Chiar dacă tu te-ai întors dintr-o vacanță, așa, dintr-o scurtă vacanță, așa, nu mai avem clar posibilitatea de a călători din cauza restricțiilor, nu mai avem posibilitatea de a călători așa cum o făceam în urmă cu, să spunem, un an și jumătate. Și iată, am pierdut foarte mult. Putem vorbi despre o boală degenerativă sau o boală incurabilă. Putem vorbi despre, în această perioadă, despre somatizări. Putem vorbi despre anxietate, neliniște, somatizări, despre depresie, despre foarte, foarte multe lucruri pe care noi, ca oameni, le-am resimțit foarte acut. Deprivarea, mi-a venit în minte, deprivarea emoțională. Noi, oamenii, le-am simțit foarte acut la nivel psihoemoțional și mai ales mergând pe lipsa acută a socializării. Deci, iată, foarte multe crize suprapuse una peste alta, foarte multe pierderi la nivel individual, dar și la nivel colectiv. Ce facem noi, ca oameni, ca să putem accepta pierderea ca făcând parte, ca ceva natural din viața noastră, iar după acest proces și după internalizarea, conținerea, de fapt, a durerii și a travaliului de doliu, să ajungem la ceea ce ne dorim de altfel cu toții foarte mult, și anume transformare. Adică să ieșim, să nu mai avem parte de suferință și să ieșim cumva transfigurați, dar transfigurați în sens bun, în sens pozitiv, din tot ceea ce ni s-a întâmplat. Mă bucur că m-ai invitat, Sorin, și mulțumesc și pentru provocarea de a citi această carte. Nu o citisem până acum și nu îmi pare rău că am citit-o. Chiar mi-a plăcut și, uite, spun de la bun început, chiar dacă este ultima etapă numită de către autoare, ultima etapă din ieșirea de doliu, ea spune așa: faza noi relații cu sine și cu lumea. Mi s-a părut foarte frumos spus. Și am interiorizat-o și sper să o și folosesc în terapiile mele, pentru că, cel puțin pentru mine, a sunat cu multă speranță.
da? Faza unei noi relații cu mine și cu lumea înconjurătoare, cu ceea, cu universul care s-a schimbat, care are o pierdere în acel moment. Și m-a bucurat foarte mult introducerea ta, pentru că ai precizat că doliul nu înseamnă doar atunci când pierdem o persoană dragă. Și dacă ne spargem telefonul, trecem prin aceleași etape. Și dacă pierdem un avion, și dacă pierdem un leu, și dacă pierdem un pix, trecem prin aceleași etape. Într-adevăr, la un alt nivel emoțional, de intensitate emoțională, dar etapele sunt cam aceleași de fiecare dată și, într-adevăr, perioada de timp se modifică în funcție de pierderea pe care am suferit-o sau, ca să fiu și mai exact, diferă de valoarea pe care noi o acordăm acelei pierderi. Semnificația pierderii. Cât de semnificativ e pierderea? Exact, exact, exact. Da? Pentru cineva un telefon poate însemna wow, da? Pentru altcineva e o bucată de plastic cu niște metal în ea care sună din când în când. Și atunci doliul va exista, dar foarte scurt, la o intensitate minimă, 30 de minute a dispărut. Și chiar dacă nu e în carte, o să încep cu prevenția doliului. Pentru că ceea ce am observat, cel puțin la noi, nu prea suntem pregătiți. Și am observat asta la copiii adolescenți, că părinții au o mare problemă în a le povesti copiilor care ei întreabă la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani. Dar ce înseamnă moarte? Mai moare un bunic, mai moare un câine, mai moare o pisică. Nu? Ce înseamnă moarte? Și sper să vă fie de folos metafora pe care eu am oferit-o unei cliente. Pentru a explica unui copil și nu numai, putem să luăm un cub de gheață și să-l punem într-un pahar. Cubul de gheață este omul cu corp. E, pe măsură ce omul trăiește, gheață mai departe, putem chiar să îi arătăm acei aburi. Acela este sufletul. Astfel, persoana dispărută, de fapt, doar se transformă, există. Și da, așa cum ne uităm după aburii apei, așa putem să ne uităm după sufletul celui pierdut, indiferent ce formă a avut, că a fost om sau un animăluț. E, dacă îi explicăm unui copil că, de fapt, moartea înseamnă doar o transformare, s-ar putea, eu cred, acum, să nu fac pe deșteptul, spun s-ar putea, că atunci când va fi pus în fața faptului împlinit, să aibă această imagine că acea persoană nu a dispărut cu totul, ea există în continuare, dar sub o altă formă. Și, sincer, îți spun, lucrul ăsta m-a ajutat și pe mine în pierderile pe care eu le-am avut de-a lungul vieții și de multe ori vorbesc cu cei duși, sperând, dar este alegerea mea să sper, să mă audă, să mă vadă, să mă simtă. Uneori îmi doresc să-mi trimită și un semn, nu totdeauna îl primesc, dar recunosc că uneori am simțit un dialog, o conexiune, ceva. Am simțit ceva. Cei care sunt specializați în direcția asta spirituală
sunt mult mai buni decât mine în a explica aceste fenomene. Eu m-am oprit doar la a conștientiza că ceva e. Da? Și atunci, mă întorc de unde am plecat. Cred că pentru a reuși să gestionăm mai bine o pierdere, e foarte important, și aici mă refer la ființele vii, e foarte important să găsim o metaforă, să găsim o poveste în care să alegem să credem, fie că este adevărată sau nu, pentru psihicul nostru nu contează. Dacă el are o explicație, dacă el are o poveste, dacă el are o continuitate, dacă metafora, dacă povestea oferă o continuitate, pentru psihicul nostru este suficient. Și recomand oamenilor să-și inventeze propriile lor povești, iar când vine vorba de un copil, dacă pot și arăta, de aceea m-am gândit la acest exemplu cu gheața, cu cubul de gheață care se transformă, dar îmbătrânește, devine altceva și apoi trece într-o lume, dispare cumva, dar de fapt nu dispare, că vedem aburii, ar putea să ajute un copil, iar de aici să-și dezvolte singur, când va ajunge adult, propria lui credință. Acum, întorcându-mă la carte, am regăsit în ea, dar sub o altă formă, etapele cunoscute de noi toți, da? Legate de acest doliu. Și există și o legătură, face o frumoasă legătură între visele oamenilor și pierderea care urma să se întâmple. Ba, explică foarte frumos cum, de fapt, era un fel de premoniții în anumite situații, care le-a dat un sens mai târziu și tot visul i-a ajutat să se și elibereze, să treacă, da? În ultima fază aceea a unei noi relații cu sinele și cu lumea înconjurătoare, cu noul univers. Este clar că în primă și în primă fază trăim șocul, surpriza, surprinderea, negarea. Nu vrem să acceptăm. Și o să mă duc într-o zonă plastică. Nu vrem să acceptăm că ne-am spart telefonul pe care l-am achiziționat acum o lună de zile. Nu vreau să cred că l-am scăpat și l-am spart. Numai că realitatea îmi demonstrează că îl ridic de jos și îl văd că e crăpat și dau cu degetul și văd materialul că este zgâriat, este spart. Și atunci, ce fac? Ce face orice om? Înjurăm. Se înfurie, exact. Da, că ne înjurăm pe noi, că înjurăm pe cei din jur, că dăm vina pe cei din jur, că dăm vina pe noi, exprimăm cumva emoții. Când vine vorba de... sau că și mai urât, când dăm vina pe divinitate, știi? Da, de cele mai multe ori. Ai dreptate, da, așa este. Avem și tendința asta să dăm vina pe divinitate. E, în acel moment, de fapt, în acea fază pe care mulți oameni nu că nu o acceptă, că n-au încotro, dar o evită. De fapt, este faza în care ne exprimăm emoții. E, dacă ne dăm voie să dăm vina, să trăim furia, să țipăm, să urlăm, să plângem, atunci doliul are un start mai sănătos. Și aici mă duc la pierderea unei persoane dragi sau la pierderea unei ființe. Da? După faza de uimire, de surpriză, de negare, exprimarea emoțiilor este foarte important și din punctul meu de vedere, de ce e foarte important? Pentru că aia confirmă existența pierderii. Că altfel aș urla de nebun. Dacă urlu, înseamnă că chiar se întâmplă. Am trecut de prima fază de negare. Accept. Urlu, mă exprim. E, aici mulți oameni se blochează.
Mulți oameni își reprimă trăirile pentru că le este rușine să urle, pentru că le este rușine să plângă, pentru că dacă ar face-o, ar însemna că acceptă acea pierdere. Ceea ce în orice situație, din orice motiv ar face lucrul ăsta, este o greșeală. Absolut este o greșeală. Și aici fac puțin o scurtă paranteză, dacă mă lungesc foarte mult, mă bazez pe tine. Da? Toți românii știu obiceiurile de la noi. Care obiceiurile de la noi înseamnă 12 porți, 12 prosoape, 12 lumânări, 12 covrigi, prosop preotului, prosop dascălului, o grămadă, bănuți mai mici, mai mari, lumânarea trebuie să stea într-un anumit fel, să acopere oglinda, să acopere televizorul, sunt o grămadă, da, de detalii care se întâmplă în primele 3 zile. De fapt, sunt zilele de priveri. Ei, aici mulți oameni spun, dom'le, ne omoară ăștia cu... Da, nu te lasă să-ți trăiești pierderea respectivă. Nu te lasă să plângi. Că vine să-i dai prosopul nu știu care. Că vine să-i dai nu știu ce. De fapt, există, din perspectiva mea, un mare beneficiu. Pentru că merg la căpătâiul celui plecat și plâng și mă doare și conștientizez că nu o să mai fie cum a fost. Și 5 minute mai târziu, după ce am plâns, bate tanti Maria la ușă și zice, ai făcut comandă la colaci? Și brusc, din starea aia profundă emoțională, sar într-o stare practică, în care trebuie să rezolv lucruri. Organizatorică. Exact. De fapt, iau o pauză de la durerea mea. De aceea, cel puțin asta este explicația mea, rezistăm. Sunt oameni care rezistă în cele 3 zile, da, aproape că nu dorm deloc sau dorm așa pe un scaun, pentru că trecerea asta de la suferință, de la plâns, la și acum trebuie să numărăm covrigii, să legăm cu oață, să facem nu știu ce, ne ajută să rămânem într-un echilibru, să nu ne adâncim foarte, foarte mult în faza a doua de trăire a emoțiilor. E important să o trăim, dar dacă ne-am aruncat în urletul respectiv și nu ne-am mai oprit, în 3 ore probabil că l-am urmat pe cel care tocmai a plecat. Atunci avem nevoie de aceste rupturi. Ce voiam să spun și închid și scurta paranteză. Toate aceste ritualuri, nu știu cine le-o fi inventat sau cum le-o fi inventat și pe ce principii, dar au și părțile lor bune. Dacă nu plecăm urechea la toate babele, cum se spune, da, din sat, să facem nu știu ce și să ne dăm peste cap de 3 ori și să plângem doar cu noi, dar luăm strictul necesar, astea sunt niște lucruri care ne pot ține cumva acolo departe de distonocal, dacă mă întreb. Că altfel trebuie să luăm un distonocal ca să ne muiem. Altfel, dacă intrăm în acțiunile astea, acest ritual cu privei, cu tot ce înseamnă, e bine, e bun, e bine gândit, e bun la casa omului în astfel de momente grele. Da? După faza de exprimare a emoțiilor, intrăm într-o fază, dacă vrei, de separare. De fapt, este faza premergătoare momentului în care vom învăța să trăim fără acea persoană sau fără acel obiect. E, în faza asta de căutare și de separare, eu mi-o explic așa, o nouă formă de acceptare a faptului că acea persoană chiar nu mai e.
Și aici ne ajută viața foarte, foarte mult. Am un telefon care s-a spart. O secundă am crezut că viața mea s-a terminat, că nu o să pot să mai continui fără acel telefon. 3 zile mai târziu am reușit să fac rost de un telefon. Merge și ăsta, luminează, sună, cântă și viața mea arată că merg mai departe. Mă întorc din nou la prinderea unei ființe. Ți-ai pierdut un bunic, da? Găinile trebuie hrănite. Le hrănea bunicul, acum trebuie să le hrănească altcineva. Că o faci tu, că o face altcineva, viața merge mai departe. Și în această fază de separare, de fapt, se întâmplă o ruptură între noi și pierderea pe care am suferit-o, dându-ne voie să mergem mai departe, să ne adaptăm în viața noastră fără acea ființă sau fără acel obiect. Urmând, ultima fază, cea care mi-a și plăcut cum a fost numită, faza unei noi relații cu sine și cu lumea. Bineînțeles, aceste faze, așa cum spuneam, rămân clasice, să le zicem, în orice pierdere. Dar nu înseamnă că ele nu pot avea niște ramificații sau niște blocaje. Putem să ne blocăm în a doua fază. Și nu ne dăm seama. Viața merge mai departe. Da, intrăm într-o depresie de nu ne mai scoate nici tovarul și psihiatru. Da? Și cu toți psihoterapeuții. Pentru că rămânând acolo, e ca o energie pe care o avem în noi, este toxică, este dureroasă și nu o lăsăm să se scurgă. Acolo se ajunge inclusiv la somatizări. De aceea, cărțile vorbesc și spun că un doliu, cel puțin pentru o persoană, poate să dureze de la 3 luni până la 1 an, 2 ani. Într-adevăr, istoria ne arată că noi, ca oameni, am reușit să depășim toate doliurile din viața noastră, că am rămas cu răni mai adânci sau mai puțin adânci, cert este că am mers mai departe. Părinți care și-au pierdut copiii, este... nici dușmanilor dușmanilor mei nu aș dori așa ceva. Au mers mai departe. Au reușit să-și ducă viața mai departe și au creat un nou univers, o nouă relație cu sinele, o nouă relație cu lumea. Chiar dacă merg zilnic la cimitir. Dar ei merg mai departe. Acei oameni râd, acei oameni gustă dintr-o prăjitură și se bucură de gustul dulce, acei oameni ascultă o muzică, acei oameni se mai pot bucura de un răsărit, de un asfințit, de o floare. Mă întorc la ceea ce spuneam la începutul discuției noastre. Cred cu tărie că dacă ne-am pregătit pentru acest eveniment inevitabil în viața noastră, ne-ar fi mai ușor să trecem cel puțin peste prima fază și trecând mai ușor peste prima fază, ne rămânând foarte mult în negare, care aia acumulează tensiune, mă opun. E ca și cum aș vrea să împing un perete. Imposibil. Și tot rămân acolo. Acolo se acumulează multă tensiune. Dacă reușim să trecem peste prima fază mai ușor, și celelalte au șanse mari să se scurgă firesc și sănătos pentru noi. Și cred cu tărie că a ne construi o metaforă vis-a-vis de pierderi ne-ar putea ajuta. Și uite, mi-aduc aminte acum un exemplu, sper să fie bine primit de ascultători. Când eram în liceu, nu purtam decât Adidas albi. Erau niște Adidas și
alb și complet. Da? Ei, de câte ori îmi cumpăram o pereche nouă de Adidas după ce strângeam patru alocații, ești cu chin, da? Trebuia să merg într-un oraș vecin, că la noi nu erau. Mi-aduc aminte că o săptămână de zile mergeam de parcă eram opărit. Să nu cumva să-mi zgârii acei Adidas, să nu cumva să-i murdăresc. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. De fiecare dată. Dar n-apucam să ajung până la colțul străzii, că dădeam într-o piatră. Mă împiedicam de o bordură. Atingeam o sârmă iște dintr-un gard. Deci nu a existat. Nu cred că am avut vreo pereche de Adidas din aceea alb pe care să nu-i zgârii în prima zi. În prima zi. Dacă nu, când mă duceam la școală, sigur când mă întorceam. Vă dați seama ce doliu am trăit la fiecare pereche de Adidas. Și efectiv, parcă nu mai erau Adidas și nu-i mai, aproape că nu-i mai iubeam. Pe cât de mult îi iubeam, nu-i mai iubeam pentru că erau zgâriați. Eu îi zgâriați. Fără să-mi dau seama, am început să mă pregătesc. Săptămâna viitoare mă duc să-mi cumpăr Adidas. Sigur o să-i zgâri în prima zi. Și bineînțeles că așa se întâmpla. Numai că nu mai aveam o surpriză oribilă. Era un lucru la care mă așteptam și atunci când se întâmpla, mă enervam, trăiam doliu, bineînțeles, surpriză, ah, mă enervam, juram la vremea aia și divinitatea și pe mine. Treceam prin toate fazele și apoi ajungeam în ultima fază când zic, ok, deci au o zgârietură, da, mă bucur de ei așa cum sunt. E, cam același lucru se întâmplă în orice, în orice tip de pierdere. Să ne pregătim de dinainte. Cred cu tărie că dacă ne pregătim, nu înseamnă că scăpăm de doliu și nici nu trebuie să fie. El trebuie trăit, sănătos, urlat, plâns, negat, acceptat, negat încă o dată, iar urlat, iar țipat. E ok. E ok. Dar să-l ducem într-un, într-un mod sănătos, nu în extremități. Pentru că putem să rămânem blocați. Citeam chiar în carte un bătrân de 80 de ani care și-a pierdut soția, a refuzat să-i se renoveze apartamentul. A făcut o criză de nervi extraordinar de mare, da? Pentru că el, atât timp cât păstra totul așa cum era pe vremea când trăia soția, era ca și cum soția ar fi fost. Exact. Era în același film. Exact. Cu soția. Da. E, acolo, da, e nevoie să... E nevoie de o intervenție. Putem să facem și singuri, dar ca să ne fie mai ușor, ca să ne doară mai puțin, ca să... Să rămânem cu răni mai mici, e nevoie să cerem ajutor. Și lasă-mă să mai fac o precizare, că o am pe suflet de mult. Apropo de modul în care susținem o persoană care este în doliu. Nu știu de unde am învățat, de fapt știu, dar ne-am lungit încă o jumătate de oră. Dar de multe ori, ești la un priveghi sau nu știu, ai julit mașina, ți s-a întâmplat ceva, da? Și plângi. Iartă-mă să poți aude că troznesc ceasul de masă. Revin. Și oamenii vin cu bună intenție și îți spun, a, nu mai plângi. Lasă că o să fie bine. Nu mai plânge. Lasă că o să fie bine. Exact. Cum tocmai mi-am pierdut bunicul, părintele, copilul? Cum să-mi spui să nu mai plâng? Cum să-mi spui că o să fie bine? De unde știi tu? De unde știi tu ce plâng eu, ce e în sufletul meu? În astfel de situații, este de ajuns să luăm în brațe pe acel om, să simtă că suntem acolo și dacă are nevoie să audă, sau dacă avem noi nevoie să ne facem prezența și mai bine simțită, atunci putem să adăugăm, sunt aici.
atât. Omul în suferință, omul în doliu, nu are nevoie de mai mult. Are nevoie să fie lăsat să-și trăiască faza a doua, în care plânge, în care își exprimă furia, emoția, da? Și să știe că ești acolo, că nu este singur, că nu a rămas singur. Oricum se simte singur, cu 100 de oameni, unde tot singur se va simți. Dar mergând la el și negându-i emoțiile, negându-i comportamentul, de fapt negându-i faza a doua, în care plânge, în care înjură divinitatea, medicii, mai știu ce alte situații, da? Nu face altceva decât să îi crești șansele să-l blochezi în faza respectivă. Și atunci, oameni dragi, e de ajuns doar să luăm acea persoană în brațe și să-i spunem, sunt aici. Atât. Nu că va fi bine, nu că nu mai plânge că o să leșim, nu. Dacă simțim că celălalt va leșina, stați pe lângă el să-l prindeți, că oricum o să leșine și cu interdicția voastră și fără, și căutați un pahar cu apă. E de ajuns. Zi tu. Nu, dacă mai e ceva de completat... Nu știu, că s-a golit așa. Am zis și odată s-a făcut un gol. Da, foarte, foarte interesantă discuția despre pierdere, pornind de la această carte minunată pe care o arăt așa un picuț la cameră, Verena Cast, Doliul și separarea, fazele și oportunitățile procesului psihologic, o carte pe care vă recomandăm cu mare drag, așa cum spunea și Alexandru Bușila. Dragii noștri, noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și de această dată. Îi mulțumim foarte mult lui Alexandru Bușilă, psiholog, psihoterapeut, cortul terapeutic, pentru că iată, atât de frumos ne-a împărtășit despre fazele travaliului de doliu și cât de important este să îl conținem și să îl trăim, să îl simțim, și mai ales emoțiile care și preced, care și succed acest travaliu de doliu și niciun caz să le băgăm sub preș, crezând că în felul acesta problema va dispărea. Mulțumim, Alexandru Bușilă. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, am vorbit despre doliu și separare, cartea Verenei Cast, pe care o puteți găsi în campania Pierdere și transformare, cum să facem față momentelor dificile din viața noastră. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Numai bine! No idea.